Probabil v-ați dat seama despre ce va fi clipul din titlu. Astăzi filmăm Best of the Best pentru anul 2020, mai exact produsele mele preferate din 2020, care nu a fost un an perfect, aș putea spune, dar am folosit destul de multe produse, având în vedere că am stat în casă, am avut timp să testez tot mai multe produse, bineînțeles, unele dintre ele nici măcar nu le mai am acum, dar o să vă arăt exact ce am și cu ce am mai rămas, ce am mai recumpărat, pentru că au fost produse care le-am recumpărat și îmi plac în continuare super mult. Zic să începem pentru că nu vreau să mă lungesc din nou cu clipurile, chiar nu mai vreau să fac clipuri de jumătate de oră, așa că să trecem la treabă. O să încep prima dată cu partea de ten, apoi continuăm cu make-up, corp, păr, etc. O să încep cu apa micelară pe care am folosit-o tot anul. Deci această apă micelară am primit-o în anul 2019, adică am testat-o pentru prima dată în anul 2019, când am primit acea variantă, butelcuța aceea de 750 de ml, atunci a fost prima dată când am testat apa de la Bioderma Sensibio H2O. De atunci, efectiv, m-am îndrăgostit de această apă. Este perfectă pentru tipul meu de ten, care este unul mixt, dar sensibil, curăță foarte bine machiajul, chiar și cel waterproof. Și ce îmi place super mult este că nu mi-irită ochii și nici nu mă ustură. Deci o recomand cu super mare drag. V-am mai povestit despre ea pentru că nu este prima butelcuță pe care o termin, dar este apa micelară pe care eu am folosit-o cel mai des în 2020 și cu siguranță o voi folosi la fel de des și în anul 2021. Pe partea de îngrijire a tenului, cel mai des, cel puțin în ultima perioadă, am folosit aceste două produse de la Vichy. Primul este Daily Booster-ul Vichy Mineral 89, pe care îl folosesc din luna octombrie. Eu l-am mai testat și înainte și mi-a plăcut super mult, din acest motiv am fost super fericită în momentul în care l-am primit în varianta aceasta mare de 50 de ml. Îl folosesc de atunci în continuu și sunt super mulțumită de el. Și pentru ochi am folosit în sfârșit și eu ceva, pentru că eu nu foloseam niciodată cremă de ochi, pentru că credeam că nu am nevoie, dar am nevoie. Este vorba de Vichy Mineral 89 Ice. La fel, este super bun, iluminează zona ochilor, hidratează. Eu tot ce am nevoie la vârsta pe care o am este de hidratare și iluminare. Și acest produs chiar funcționează și îmi place super mult. Vine într-o variantă de 15 ml, dar să știți că va ajunge, cred că 3-4 luni. Eu l-am din octombrie și îl folosesc zi de zi și încă mai am foarte puțin, după cum vedeți, dar mai am. Deci cred că mă mai ține, cred că o lună de zile. Mi-a plăcut super mult. În restul anului, să știți că pentru ochi nu am folosit absolut nimic, dar pentru ten am folosit emulsia aceasta hidratantă, matifiantă de la GeroVital. V-am mai povestit eu și de ea pe Instagram. Am descoperit-o în luna iulie și îmi place super mult. Este pentru tenul gras, dar să știți că se comportă foarte bine și pe tenul mixt. Reglează secreția de sebum și pielea rămâne mată. Eu această cremă o folosesc de obicei dimineața. Seara, cei drept în prima parte a anului, nu foloseam deloc cremă pentru că nu aveam așa multă grijă de tenul meu, dar de undeva de prin martie, de când a început pandemia, am început să am grijă din ce în ce mai mult de tenul meu și credeți-mă, rezultatele sunt vizibile. Ce am mai folosit foarte mult pentru ten anul acesta, pentru că din nou tenul meu a luat o raznă, știți că am acel început de acne pe care îl am anual, se pare că din septembrie, începe și se termină undeva prin decembrie. Am folosit această cremă de la GeroVital, v-am mai povestit și despre ea, este crema ultraactivă pe care am recumpărat-o a patra oară. Este super bună, corectează imperfecțiunile tenului acneic. Eu folosesc de fiecare dată când îmi apare un coș
fix pe coș. Nu mă dau cu ea pe toată fața, mă dau doar pe coș și din aceeași gamă am folosit și gelul de curățare și crema Sebum Control. O să vă inserez pe aici o poză cu toată gama pe care eu am avut-o, probabil ați văzut și într-un Empties pentru că am vorbit despre ele, dar am rămas cu această cremă momentan. O să folosesc din nou gama completă în cazul în care tenul meu din nou e rasna, dar până atunci pentru coșurile care mi-apar, de exemplu, de la mască, pentru că pățesc să mi-apară coșuri de la mască sau în perioada aceea lunii când hormonii o iau rasna, folosesc crema fix pe coș și în 2-3 zile coșul s-a retras și tenul meu rămâne foarte curat. Cred că am terminat pe partea de skincare. Nu am folosit foarte multe produse pentru că, sincer vă spun, îmi este frică să mai folosesc foarte multe produse pe ten, având în vedere că l-am sensibilizat foarte tare cu acea acnee. De obicei, ce mă apuc să testez, termin și apoi încep altceva. În momentul de față, probabil știți că m-am apucat de crema aceasta de la Clinique, care îmi place super mult momentan, hidratează super bine tenul, dar o să vorbim în alt clip despre aceasta, am zis doar să vă aduc puțin în atenție. Momentan o folosesc doar pe aceea și pe aceasta pentru că mai am super puțin și se termină. Mi-am amintit acum că am mai avut o cremă preferată în acest an pe care am terminat-o și o pusesem în cutia de Empties. Este vorba despre Ultra Facial Cream, am terminat-o până la ultima bucățică. Foarte mișto crema aceasta, hidratează super bine tenul și este perfectă pentru sezonul rece. Deci mie mi se pare genială pentru sezonul acesta rece și îți lasă tenul ca de bebeluș. Asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Cu siguranță o voi recumpăra în momentul în care termin cremele pe care vreau să le testez și le testez în continuare. Foarte bună! Pe partea de ten mai am un SPF pe care l-am descoperit tot anul acesta în vară. Nu știu dacă voi știați, dar eu nu foloseam SPF niciodată pe ten decât cât mergeam la mare. Habar nu aveam că SPF-ul trebuie folosit zi de zi, cel puțin pe ten. Nu, deci nu foloseam deloc. Și l-am descoperit pe acesta de la Institut Estederm. Este foarte mișto, are SPF 30. Singurul minus pe care îl are este că îmi lucește, îmi beculește fața după ce îl aplic, dar pentru mare, de exemplu, pe mine nu mă deranjează absolut deloc și de obicei SPF eu folosesc când ies din casă și atunci când ies din casă mă și machiez și vreau să vă spun că fondul de ten se așează atât de mișto după ce am folosit acest SPF, nu știu, se contopește perfect cu pielea, chiar îmi place și cu siguranță îl voi recumpăra în momentul în care îl termin. Mai am cam jumătate din el și nu îl folosesc de zi de zi pentru că nu ies din casă și razele solare nu mă ating. În momentul în care ies din casă, aplic de fiecare dată acest SPF. Niciodată nu ies din casă fără să aplic SPF. Și tot pentru partea de ten și de îngrijire, mai am niște măști și apoi trecem la make-up. Ca și măști de față, le-am descoperit pe acestea de la WEN, pe care le găsiți pe Biocard. Am avut 5 până acum. O să vă las oricum link în descriere pentru toate produsele pe care le am aici, dacă le găsesc, bineînțeles. Aceste măști, vreau să vă spun că sunt geniale și sunt printre singurele măști pe care eu nu trebuie să le clătesc după ce le îndepărtez. Deci îmi plac extraordinar de mult. Hidratează foarte bine tenul și îl iluminează. Mie îmi plac super mult și cu siguranță după ce le termin o să le recumpăr, că îmi plac. Alte măști pe care le-am descoperit în luna decembrie, pentru că până să le descoper pe acestea de la WEN, nu găsisem nicio mască pe care eu nu trebuie să o plătesc. După ce le-am descoperit pe astea, au apărut aceste minuneții de la Garnier, Nutribomb, care la fel nu trebuie plătite. Deci sunt niște măști absolut geniale. V-am povestit despre ele și în ultimul Empties. Sunt măști cu acel lichid sub formă de cremă, adică sunt măști foarte, foarte hidratante, deci tenul tău rămâne ca de bebeluș după ce le utilizați. Acesta este cu lapte din nucă de cocos și este pentru un ten uscat și foarte uscat. Eu prefer să folosesc aceste măști doar în perioada rece, pentru că atunci tenul meu tinde să fie mai deshidratat și să aibă nevoie de o mai multă hidratare decât vara, așa că mi-am cumpărat încă două, pentru că inițial îmi cumpărasem doar una de pe Notino să văd cum este și apoi când am văzut cât de mișto îmi face tenul și ce bine îl hidratează, mi-am mai comandat două. Îmi plac, chiar îmi plac. Am terminat pe partea de ten, îngrijirea tenului
Și zic să începem cu make-up-ul, pentru că am destul de multe, apoi trecem la corp și la păr. Pe partea de make-up, ca și fond de ten, ce am folosit foarte mult anul acesta, este acesta de la Lambre, pe care l-am descoperit în pandemie. Este un fond de ten matifiant, dar în același timp super hidratat. Deci nu îl simțiți absolut deloc pe ten. Atât de mișto este. Are o acoperire mică spre medie, dar este buildable. Adică puteți efectiv să vă puneți strat peste strat peste strat în cazul în care, nu știu, vreți să acoperiți, de exemplu, un coș. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult la el este că nu necesită setare cu pudră. Tenul tău rămâne mat toată ziua. Deci m-a uimit acest fond de ten. I-am dat și mamei unul și îi place super mult. Deci, efectiv, parcă te dai cu o cremă pe față, atât de mișto este. Eu am nuanța 2, care pentru mine este perfectă, dar nu pentru această perioadă, pentru că nu mai sunt bronzată absolut deloc. O să-l mai folosesc în vară, dar acum, iarna, în perioada rece, am descoperit, tot în octombrie, acest fond de ten de la L'Oreal Infallible 24 Matte Cover. Deci, este fondul de ten preferat pentru perioada rece. Am nuanța 115, Golden Beige, dar este absolut genial. Este un fond de ten matifiant cu efect de lungă durată, adică eu l-am purtat și 12 ore pe ten și efectiv acolo a rămas. Nu are nevoie la fel de setare cu pudră și nu îți simți deloc tenul ca o mască. Chiar îmi place și cu siguranță după ce îl termin o să-l recumpăr pentru că este absolut genial. Din aceeași gamă cu fondul de ten am descoperit și acest primer, tot din gama Infallible, care efectiv este... Nu am cuvinte... Se simte, parcă te dai cu cașmir pe față, exact, parcă este cașmir. Deci se topește în piele și are un efect matifiant imediat. Și credeți-mă, nu îți beculește deloc fața pe tot parcursul zilei, este foarte mișto. Eu îl aplic de obicei doar în zona T și în zonele unde mi se îngrașă tenul și apoi aplic fondul de ten. Deci sunt mai mult decât perfecte. Haideți să trecem la palete, pentru că am 3 palete preferate pe care le-am folosit și răsfolosit anul acesta. Una dintre ele este aceasta de la NYX. Se numește Look Set 18, cu niște culori absolut superbe, pe care am folosit-o în continuu. Cel mai mult am folosit nude-ul acesta de aici și aceste două sclipicioase. Foarte mișto. Am luat-o de pe Notino, parcă, dacă nu mă înșel. Și să știți că nu sunt scumpe deloc și sunt foarte pigmentate. Într-adevăr, sunt prăfoase, dar având în vedere că eu nu sunt un make-up artist, este mai mult decât perfectă. Și, în afară de aceasta, am mai folosit în disperare paletele de la Zoeva. Acesta Cocoa Blend, care este absolut genială, și aceasta. Haideți să vă arăt și culorile, pentru că sunt absolut geniale. Și ce îmi place foarte mult la aceste palete este că le poți lua cu tine în vacanță, pentru că sunt foarte mici. Culorile sunt super pigmentate, deloc prăfoase. Și nu aveți nevoie de mult produs, deci sunt super, super pigmentate. Și vă faceți treaba cu ele, adică eu nu am nevoie de mai multe palete. Haideți să vă fac totuși și un swatch, ca să vedeți cât de pigmentate sunt. Deci cam așa arată, deci sunt geniale, geniale. Sunt destul de scumpe, să știți că eu le-am prins și la ofertă, adică eu am dat pe aceasta 100 de lei, pe aceasta am primit-o, dar anul acesta, aceasta la reducere, a fost 60 de lei și credeți-mă, merită fiecare bănuț. Pe partea de conturare a feței, blush și luminator, au fost 4 produse pe care le-am folosit în disperare și le folosesc în continuare. Unul dintre ele este mai nou, dar restul le-am folosit tot anul. Este vorba despre bronzerul de la Tarte, care arată divin. Deci,
Este culoarea perfectă. Și vreau să vă spun că tot anul am folosit această culoare. Cred că o dată sau două ori am mai folosit altă culoare pentru contouring, dar în rest pe aceasta. Și vreau să vă spun că nu s-a consumat aproape deloc. Un set în format travel size și mie mi se pare că este mult mai ok să vă cumpărați produsele travel size, având în vedere că au o valabilitate de 12 luni și cu siguranță nu le terminați, pentru că eu nici măcar această variantă nu am terminat-o. Din același set, pentru că a fost un set de travel, am avut și blush-ul acesta de la Tarte. La fel, foarte frumos, un roz subtil. Eu până acum, cei drept, nu am folosit blush pentru că nu am găsit acea culoare care este foarte subtilă. De obicei, ce blush foloseam eu era foarte, foarte evident și nu îmi place. E, acest roz este absolut perfect, nici măcar nu se vede că ești dată. Îți dă doar așa puțină nuanță. Cei drept este buildable, adică puteți să aplicați mai mult dacă vă doriți o nuanță mai rozie în pomeț, dar pentru mine este de ajuns o cantitate foarte mică. Și în octombrie, când am fost la Beauty Vlogging School, am mai primit și acest blush peachy pe care îl folosesc de atunci în continuu și acum sunt dată cu el, este la fel de subtil și miroase absolut de genial, miroase a piersică. Se numește Life's a Peach și este perfect. Deci am două blush-uri, unul portocaliu, unul roz. Și cu acestea mă voi descurca tot anul pentru că sunt preferatele mele în anul 2020 și cu siguranță vor fi și în anul 2021. Ca iluminator folosesc în disperare de când l-am cumpărat și vă jur că altul nu am folosit pe acesta de la Becca, pe care l-am cumpărat tot în format travel și l-am găsit la ofertă. Am dat 60 de lei pe el împreună cu cel lichid, care nu mă încântă absolut deloc. Este nuanța opal. Este super, super pigmentat. Sper că reușiți să vedeți. Și vreau să vă spun că la fel nu se consumă deloc. Deci eu îl folosesc de fiecare dată când mă machiez. Cei drept, nu mă machiez zi de zi, dar îl am de anul trecut, de 2019, dacă nu mă înșel, din decembrie. Da, din 2019, din decembrie îl am și îmi place super, super mult. Nu am mai folosit alt iluminator pentru că acesta efectiv mi-a luat ochii și mi se pare că este perfect pentru tenul meu. Mă bucur foarte mult că are o valabilitate de 2 ani de zile pentru că n-aș fi vrut să-l arunc. Am văzut că și anul acesta era în ofertă, tot la fel, iluminator din acesta pudră cu iluminator lichid, vreo 90 de lei. Dar eu zic să mai urmăriți la Sephora, pentru că cu siguranță îl veți găsi super mic. Și eu vă recomand totuși să vă cumpărați variantele travel size, pentru că cu siguranță un an de zile vă ajung. Ce am mai descoperit foarte mișto anul acesta sunt aceste picături de deschidere a fondului de ten de la Revolution Pro. Eu până acum habar nu aveam că există astfel de picături pentru a-mi deschide fondul de ten. Am fonduri de ten care îmi plac, dar erau foarte, foarte închise. Și mi-a spus cineva că există picături de deschidere a fondului de ten de la Revolution și mi-am dat comandă de pe Notino. Deci sunt absolut geniale. Deschid foarte mișto fondul de ten și aveți nevoie doar de câteva picături. Efectiv, vă puneți fondul de ten pe mână. Eu așa obișnuiesc. Știu că nu este ok. Ar trebui să aveți o tăbliță din aceea de metal ca să puteți să mixați fondul de ten cu aceste picături de deschidere și vă creați nuanța perfectă. Să știți că sunt și picături de închidere a fondului de ten în cazul în care aveți fonduri de ten foarte deschise și voi aveți un ten mai închis, vă puteți comanda picături pentru închiderea fondului de ten și probabil și acelea sunt la fel de bune ca și acestea. Partea de concealere. Le-am folosit pe acestea două, care au devenit preferatele mele. Infallible More Than Concealer. Este mai mult decât un concealer, așa cum îi spune numele. Am nuanța 322 Ivory, pe care o folosesc acum iarna și vara folosesc nuanța 327. După cum vedeți, aceasta este o idee mai închisă, dar are o acoperire foarte mare și nu necesită fixare cu pudră, finish-ul este mat și concealerul stă acolo toată ziua, fără să se strângă în ridurile fine. Îmi place și cu siguranță o să-l recumpăr și o să-l recumpăr de fiecare dată când voi avea ocazia. Pe partea de fixare a machiajului, cel mai des am folosit pudra aceasta de la Dermacol Invisible Fixing Powder, pe care am descoperit-o, cred că, în vară. Și îmi place super mult. Este o pudră
invizibilă, care fixează foarte, foarte bine machiajul, cel puțin pentru tipul meu de ten care este mixt. Chiar își face treaba, îmi place super mult, o folosesc atât pentru fixarea feței, cât și pentru fixarea concealerului. Ce am mai descoperit anul acesta și mi-a plăcut super mult este acest rimel pentru sprâncene de la L'Oreal. Voi probabil știți că eu folosesc doar rimel pentru sprâncene și până acum l-am folosit pe cel de la Maybelline din 2018, cred că îl folosesc în continuu și anul acesta l-am descoperit pe acesta. Plump and Set Brow Artist. Nuanța 108. Are un penson foarte mic, după cum vedeți, ce ajută la distribuirea cât mai uniformă a produsului. Eu nu am nevoie decât de rimel, având în vedere că am niște sprâncene foarte dese și acesta îmi place super mult. La fel cum este acesta, este și cel de la Maybelline, pe care l-am folosit până să-l descoper pe acesta și îl folosesc și în continuare. Eram sigur că o să fac ceva. Este acesta Brow Drama, pe care l-am descoperit, v-am spus, acum 2 ani. Este tot nuanța, aceasta este medium brown, dacă nu mă înșel. Nu, dark brown. Și acesta are o astfel de peniță. Îmi place și aceasta foarte mult, dar mi se pare mult mai mișto pensula la acest rimel. Bun, și acum să trecem la mascarare. Pardon. Da, cum vă spuneam, să trecem la mascarale, pentru că avem 3. Pe care vreau să vă spun că iubesc și le ador de când le-am descoperit. Un rimel pe care l-am folosit până l-am terminat și încă îl păstrez pentru că îmi place foarte mult pensonul este acesta de la Tarte, care a venit în același set cu pudră de contouring și blush-ul. Deci este absolut genial. Nu cred că se găsește în varianta mare. Din acest motiv prefer varianta aceasta travel size, să o păstrez. Are un penson superb, absolut genial, desparte super bine genele, nu le încarcă absolut deloc și le dă un volum absolut superb. L-am folosit de anul trecut, din 2019, din decembrie, până cred că în septembrie, pentru că atunci s-a terminat, în continuu. Dar acest tip de penson nu l-am mai găsit la nicio mascara, din acest motiv o păstrez și în cazul în care găsesc varianta full size, o voi cumpăra cu siguranță. Dar am mai descoperit în octombrie încă două mascarale care îmi plac super mult. Una dintre ele este aceasta de la Lancôme Monsieur B, care într-adevăr este o variantă mai scumpă, dar îmi place super mult și acum sunt dată cu el. La fel, desparte foarte bine genele, nu le încarcă, culoarea este foarte pigmentată, nu curge. Cred că asta este tot ce avem noi nevoie, cel puțin eu, când vine vorba de un rimel. Nu vreau să curgă, nu vreau să-mi încarce genele, vreau să le separe și să-mi ofere volum. La fel, o variantă mai ieftină, drugstore, este aceasta Air Volume Mega Mascara de la L'Oreal, care și aceasta este absolut genială. Ce-i drept, acest penson duce puțin către cel de la Tarte, care la fel este o variantă mai scumpă, dar dacă vreți o variantă mai ieftină, acesta de la L'Oreal este foarte bun, îmi oferă volum genelor, le se face și cel de la Lancôme și cel de la Tarte. Deci, mie îmi plac toate trei, dar dacă ar fi să aleg unul dintre ele și la un preț foarte ok, aș alege L'Oreal, pentru că își face treaba la fel de bine ca acestea două. Bun! Ca și tuș. Probabil știți că eu sunt o începătoare când vine vorba de tuș. Am căutat foarte mult timp un tuș perfect, o peniță perfectă care să mă ajute să îmi trasez linii de tuș cât mai bine și l-am descoperit anul acesta pe acesta de la Dermacol, pe care îl folosesc în continuu și repet în continuu și de fiecare dată când îmi trasez linii de tuș, pentru că este singurul cu care eu mă pot descurca și să trasez linii de tuș precise. Este Ultra Black Deep Liner și cred că este până în 20 de lei. Deci este foarte bun pentru începători, dacă bineînțeles folosiți acest tip de peniță. Pe mine doar acest tip de peniță mă ajută să-mi trasez liniile acelea perfecte de tuș. Și acum să trecem la rujuri. Cel mai mult și cel mai mult
Anul acesta am folosit rujurile de la farmacie lichide mate. Sunt rujurile mele preferate. Au niște nuanțe absolut superbe, o rezistență de durată și sunt perfect mate. După cum vedeți și acum, sunt dată cu 204 nuanța aceasta. Și să știți că sunt super ieftine, 20 de lei, își merită fiecare bănuț. Tot de la farmacie anul acesta am descoperit și luciurile acestea mate, lucioase, care la fel sunt super pigmentate, rezistă destul de bine pe buze, având în vedere că este un luciu, un gloss, nu rezistă la fel de mult cum rezistă acestea mate, dar îmi place că culoarea este opacă și nu se lipesc buzele între ele, cum fac de obicei glossurile. Mie nu prea îmi plac glossurile tot din acest motiv, în momentul în care fac, se lipesc și nu-mi plac. Acesta nu este așa. Este nuanța 04, un nude, bineînțeles, pentru că dacă nu este roșu, este nude, nude roze. Tot ca ruj mat, l-am mai descoperit și pe acesta de la Maybelline, care la fel este ultra mat, rezistă super bine. Este puțin mai scump, este undeva la 30 de lei, dar au nuanțe foarte, foarte faine. Nuanța mea este 80 Ruler și rezistă toată ziua pe buze, chiar dacă mănânci, chiar dacă bei, chiar dacă pupi, chiar dacă orice, rezistă super, super bine. Ce am mai descoperit tot în octombrie, tot atunci cu școala de beauty vlogging, este acest creion ruj mat de la L'Oreal, pe care l-am folosit super, super mult, pe care l-am folosit în continuu din momentul în care l-am primit. Este mat, nu țusucă deloc buzele și să știți că este destul de rezistent, adică rezistă. Bineînțeles, nu rezistă ca un ruj mat, dar 4-5 ore rămâne acolo pe buze, liniștit. Și mai am un ruj, un ruj normal de la Essence, pe care l-am de pe Notino, care îmi place super mult. Este la fel o nuanță de nude, roze. Este lucios, dar foarte hidratant. Asta îmi place mult la el, că este hidratant. Îmi simt buzele foarte, foarte hidratate în momentul în care îl folosesc și este o culoare super frumoasă. Mai avem două creioane de buze și terminăm pe partea de make-up. Cel mai des am folosit aceste două creioane de la Pharmacy în niște nuanțe absolut superbe. Am nuanța 212 și 207. Sunt creioane de buze foarte cremoase și pigmentate. Îmi plac și cu siguranță o să mai îmi cumpăr câteva, pentru că sunt niște culori foarte mișto. Și vă este foarte ușor să vă contorați buzele cu ele, fiind super, super cremoase. Și acum, că am terminat pe partea de make-up, zic să trecem la păr, pentru că am 3-4 produse, apoi la corp și am și două parfumuri preferate. Pe partea de păr, de șampoane, am unul preferat pe care l-am testat anul acesta, dar nu îl mai am pentru că l-am terminat. Este vorba despre Pantene Repair and Protect, acel șampon care efectiv m-a uimit. Cu siguranță o să le recumpăr, dar acum am alte șampoane pe care vreau să le testez, dar este un șampon super ieftin, care pentru un păr uscat și deteriorat este mai mult decât perfect. O să vă las pe aici o poză inserată cu el, dacă nu știți exact despre ce vorbesc, dar cu siguranță după ce termin ce am acum, pentru că mai am câteva produse pe care vreau să le testez pentru păr în materie de șampoane, cu siguranță o să le recumpăr dacă nu găsesc între timp un preferat. Dar, ca și mască de păr, vreau să vă spun că o ador pe această de la Blonda. Este Visible Repair. Este tratament în salon. Multe persoane folosesc această mască în salon. Chiar și tipa la care eu mă duc și îmi fac părul folosește această mască. Este absolut genială. O folosesc, cred că, de 3 ani încoace. Cu întreruperi, bineînțeles, pentru că mai am măști pe care vreau să le testez, dar mereu mă întorc la ea. Este masca perfectă pentru părul meu foarte uscat, cu un fir gros, deteriorat și blond, bineînțeles. Această gamă, într-adevăr, este pentru un păr blond. Ce am mai folosit foarte mult anul acesta este tipul acesta de balsam, Leave-In, un balsam ce nu necesită clătire pentru că este spray. Acesta este al doilea tub pe care îl folosesc de la Gliss, parcă? Da, de la Gliss. Este al doilea pe care îl am pentru că îmi place super mult. Este cu keratină și uleiuri prețioase. Mie îmi descurcă foarte bine părul, adică eu îl folosesc după ce fac duș. Mi-aplic o cantitate destul de mare, adică nu foarte mare, dar
cât să mă ajute să-mi descurc părul. Vreau să vă spun că nu îl îngrașe deloc și miroase genial. Miroase foarte bine și mă ajută super mult să-mi descurc părul. Știu că mă repet, dar eu am nevoie să-mi descurc părul după baie pentru că mi se încălcește foarte tare, având în vedere că am acea dermatită și folosesc un tip de șampon doar la rădăcină și din păcate se duce și pe lungime în momentul în care mă clătesc. Am nevoie de un astfel de balsam ce nu necesită clătire pentru a-mi descurca foarte bine părul. Ca și ulei. Pe lângă cel de la Moroccan Oil, pe care nu-l mai am, o să vă las tot la fel poze pe aici inserată, pe care vreau să vă spun că o să le recumpăr cu prima ocazie. Este un ulei super bun, destul de scump, dar aveți nevoie de o cantitate foarte mică pe puțin pe părul meu, care este destul de mult, zic eu. Foloseam o cantitate foarte mică, adică acel ulei de 25 de ml, cred că mie mi-a ajuns jumătate de an. Din acest motiv vreau și să cumpăr varianta full size, pentru că să dau 2 milioane odată la un an și jumătate mi se pare mai mult decât perfect. Și voi, dacă aveți un păr mai subțire și mai scurt, cu siguranță o să vă ajungă o grămadă de timp. Dar dacă vreți o variantă mai ieftină și bună, ca și ulei de păr, este acesta de la Londa, pe care eu îl folosesc de ani de zile. Costă până în 50 de lei și chiar își face treaba. Nu își face la fel treaba ca Moroccan Oil, dar îmi hidratează super bine părul. Lucește, este foarte moale, doar că nu durează așa mult efectul. De asta îmi place mai mult Moroccan Oil, pentru că îmi rămâne foarte, foarte moale și hidratat o zi întreagă. Eu de obicei folosesc ulei în fiecare seară, din acest motiv vă spun că îmi rămâne hidratat. Acesta nu are o durată atât de mare. Am mai descoperit foarte mișto pentru păr și pentru persoanele care vor să folosească placă de păr, spray de la TG, pe care eu îl folosesc de 2 ani de zile, îl recumpăr de fiecare dată. Este un spray pe care trebuie să-l aplicați pe părul umed sau uscat. Eu de obicei îl aplic pe părul uscat în momentul în care, de exemplu, vreți să vă întindeți părul. Aplicați o cantitate nu foarte mare pe fiecare șuviță. Eu de obicei îmi separ șuvițele ca să fie mai ușor. Nu aplic direct pe tot părul și apoi îl separ. Nu, de fiecare dată când îmi dau drumul la o șuviță, vin cu acest spray și îmi moaie foarte bine părul și mă ajută să-l întind mult mai ușor, pentru că el fiind destul de uscat, am nevoie de un astfel de spray pentru a-mi ușura munca, plus că este și o protecție termică, adică este și protecție termică, dar te și ajută să îți întinzi mai ușor părul. În schimb, dacă vreți să vă faceți bucle, nu este bun, pentru că nu o să vă iasă buclele, adică acesta este doar pentru placă, pentru întins părul. Dacă vreți pentru bucle, eu nu folosesc nimic decât un spray, dar nu mai am acum, o să vă inserez tot așa o poză de la Vela. L-am folosit foarte mult timp, tot la fel o protecție termică și chiar și-a făcut treaba. Îmi place super mult și este foarte ieftin, cred că am dat 30 de lei pe el. Bun, am terminat acum și cu părul și trecem la corp. Pentru corp am descoperit anul acesta aceste scrub-uri de la Dermacol pe care pur și simplu le iubesc. Deci, pe lângă că miros genial, nici nu ai nevoie de cremă după duș. Atât de hidratant. Acesta este cu lime și struguri negri, dar am mai avut și varianta cu cocos. Foarte mișto și aceea și acesta îmi place super mult. Vreau să le încerc pe cel cu watermelon și cu cafea. Cu siguranță sunt mișto. Le găsiți pe Elefant, pe Notino, sunt foarte ieftine, până în 30-40 de lei și vă țin cam o lună, două. Dacă îl folosiți o dată pe săptămână, cam două luni vă ține. Pentru îngrijirea corpului, în schimb, am două produse preferate. În primul rând, sunt cremele de la Victoria's Secret, pe care le-am descoperit acum 2 ani. Da, acum 2 ani și pe care le folosesc cu regularitate când am chef să mă dau cu cremă. Cei drept, acestea sunt mai mult loțiuni dedicate unui tip de piele normală, adică nu hidratează foarte mult. Eu, având o piele normală și foarte puțin uscată pe picioare, își fac super bine treaba, miros excelent de bine și mirosul rezistă o grămadă. Pentru vară, în schimb, pentru că vara de obicei folosesc, am descoperit acest șerbet de corp de la Nala. Probabil ați auzit de ele, pentru că sunt foarte lăudate. Este al doilea pe care îl termin și mai am unul. Acesta este cu struguri roșii. Miroase absolut genial, este super rocoros,
Eu le folosesc mai mult vara pentru că după ce fac duș mor de cald și ca să mă recoresc folosesc acest șerbet de corp. Bineînțeles, nu de fiecare dată când fac baie pentru că mi este lene, dar în momentele în care chiar am chef să folosesc ceva pentru corp, apelez la acest șerbet. Costă 40 de lei, găsiți pe foarte, foarte multe variante. Am avut și cu mango, mi-a plăcut super mult. Hidratează și ce îmi place cel mai mult este că intră super repede în piele. Bun, și acum că am terminat, mai am doar două parfumuri și gata! Unul dintre parfumurile mele preferate este acesta de la Emporio Armani, Because of You. Doamne, deci a devenit parfumul meu preferat. Ce-i drept este pentru perioada rece. O să vă spun exact ce note de parfum are, pentru că nu mă pricep, chiar nu mă pricep. Este dulce. Dar în același timp să știți că este și, adică nu este genul acela de parfum foarte, foarte dulce și insuportabil. Eu nu suport parfumurile dulci, din acest motiv vă spun că nu este un parfum insuportabil, dar de ce nu-l mai găsesc? Bineînțeles că mi-a murit bateria la cameră între timp, pentru că de ce nu? De ce nu pățesc eu de fiecare dată asta? Să moară bateria în timp ce filmez. Vă spuneam, înainte să moară bateria, despre parfumul acesta de la Giorgio Armani și v-am zis că vă spun notele și mi-am deschis aici laptopul pentru că nu mă pricep la notele de parfum. Ca și note de vârf are extras din portocala amară, lămâie și smeură, note de inimă trandafir, note de bază are amberwood, mosc și vanilie și ca grupuri de parfumuri se încadrează la grupa de fructe și florale. V-am spus, mie îmi place foarte mult, cel puțin în toamnă, iarnă, să folosesc acest parfum, dar, în afară de acest parfum, îl mai am pe acesta, de la Pharmacy Hera, un parfum foarte mișto, care poate fi purtat atât vara, cât și toamna, și iarna, și primăvara. Este un parfum fresh. Și bineînțeles că și pentru acesta am căutat notele și grupele de parfumuri în care se încadrează. Acesta se încadrează la lemnos și oriental, floral și fructat, floral și oriental. Deci este floral, mie îmi place, de când l-am primit îl folosesc de fiecare dată când ies din casă. Dacă nu-l folosesc pe acesta, îl folosesc pe acesta. Bineînțeles că persistența. Da. Am scăpat. Nu știu ce problemă. Oare ce nu-mi cade mie, eu mă întreb? Oare ce nu-mi cade mie? Bineînțeles, dacă ar fi să vorbim de persistența acestor parfumuri, acesta nu persiste decât 3-4 ore. Bine, oricum, mie nu prea îmi rezistă foarte, foarte mult parfumurile, dar, într-adevăr, acesta nu persistă foarte mult. În schimb, Emporio Armani, da, rezistă 7-8 ore fără probleme, are un miros genial. Deci, este de vis, de vis, chiar îmi place. Dar, este mai scump, adică am dat 150 de lei pe 30 de mililitri, în timp ce acesta Hera are 100 de mililitri și este 70 de lei. Deci, părerea mea, adică din punctul meu de vedere, cred că aș opta mai mult pentru Emporio Armani, având în vedere că persistă mult mai bine și este un parfum așa elegant. Acesta este un parfum fresh, dar acesta este unul așa pentru femei puternice, dacă aș putea să zic așa, pentru... Este mult mai feminin, plin de pasiune, este un parfum așa... De ocazie aș putea să-i spun, dar eu prefer să-l folosesc de fiecare dată când ies din casă. Acestea sunt parfumurile pe care eu le-am folosit cel mai des în ultima perioadă. Din acest motiv am zis să vi le aduc și vouă în atenție. Bun, și acum că am terminat pe partea de make-up, skincare, îngrijirea părului, etc., etc., mai am și am zis totuși să-l includ. Pentru că am băut foarte mult ceai în ultima perioadă, am descoperit ceaiurile acestea de la Lord Nelson, pe care le găsiți în Lidl. Sunt niște ceaiuri absolut geniale, vin așa și are și, cum îi zice, cam acum un lapsus, codiță din aceasta, da, și l-am scăpat. Ca să puteți să scoateți plicul după ce lăsați 5-8 minute în infuzie.
Le-am descoperit undeva prin luna septembrie și de atunci mi le cumpăr. Preferatul meu este acela cu zmeură, dacă nu mă înșel, nu, acesta este cu strawberry. Mai este unul cu zmeură foarte bun și cu fructe de pădure. Și mai este unul cu vitamina C. Foarte bun și acela. Pe lângă acestea de la Lord Nelson, știți probabil cele mele preferate de la Fares, cel cu fructe de pădure este the best și îl beau de ani de zile și nu l-aș înlocui cu nimic. Chiar dacă și acestea sunt bune, acela de la Fares, cel mai mult îmi place cel de mentă și cel de fructe de pădure, de aici l-am pe acesta cu strawberry, acela cu... coacăze, dacă nu mă înșel, dar coacăze și acela cu vitamina C. Și am terminat. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Sper că l-ați găsit folositor. Sunt tare curioasă să văd dacă ați folosit produsele pe care vi le-am arătat, care este ceaiul vostru preferat. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și subscribe canalului meu de YouTube. Vă pup! Pe data viitoare!